Foștii colegi de pe platoul de filmare ai lui Nicușor Coroamă și-au petrecut sfârșitul de săptămână la Putna, de unde au plănuit alături de o echipă de filmare surpriza pentru cel care avea să devină mire. Ei au făcut parte dintr-o nouă producție televizată, 4 nunți și o provocare. 6 concurenți la MasterChef au venit să-l susțină pe Nicușor într-unul din cele mai frumoase momente ale vieții sale. Publicul a cunoscut-o pe Georgeta, Getuca, cum o alintă Nicușor, chiar într-unul din episoadele producției TV MasterChef. Voi da mișenos, mai sunteți și cu voi. S-au mărat picioarele. A fost așa o surpriză plăcută. Mi-a fost foarte dor de ei. Asta așa, relaxat, nu știu. Am avut emoții înainte de intra plusă. Hai de capul meu. Aveam niște emoții. Simțeam că cad în picioare. Pentru că mi-era foarte dor de el, în primul rând. Abia așteptam să-l văd. Fii bărbat. Noi suntem mândri de tine până ne-ai jos. Mi-au dat lacrimile când l-am văzut. Da, nici nu l-am văzut de mult timp și de bucurie că a ajuns până aici. Cred că nici el nu realizează că e foarte tânăr că a ajuns până aici. Nici eu, nici celălalt copii ai mei nu mai fost până acum în București. Dar acum suntem toată familia pentru Nicușor. Faptul că Nicușor a ajuns la MasterChef și până în finală e cea mai mare realizare a vieții noastre. Nicușor și Georgeta s-au căsătorit la Hurjuieni, iar la petrecere au participat și foștii colegi de filmare. Mărturie stau fotografiile realizate și postate deja pe site-ul de socializare Facebook, dar și filmările care vor fi folosite pentru noua producție de la ProTV.